Silvana, cu ce gânduri ai spus aici? Am venit să aducem un ultim omagiu celei care a fost Maria Romulărescu și deodată nașa fetiței mele. A fost o slujbă foarte frumoasă, impresionantă, pot să spun, cu un sobor de 6 preoți și merita să venim. A făcut foarte multe pentru noi artiști, o parte dintre ei au venit astăzi, restul probabil vin în timpul anului să-i aprindă o lumânare, să-i aducă o floare, pentru că dumneai, dincolo de tot ceea ce a făcut bun ca fenomen în muzica populară românească, a creat adevărate destine, a făcut oameni pe mulți dintre cei care astăzi cântă și au nume mare.